foarte modestă și are o temă specială, influența digitală și capitalul social. Doamna Bogdana. Și camera a fost domnul camarier. Da, am de semnalație, bine, oamenii înalți primesc numai vremuri. Până după masa, mi s-a spus să fac o intro până se rezolvă ceva aici, pentru că trebuie să le aplicăm la un ecran ca să vezi prezentarea mea. Nu contează, prezentarea mea e așa de importantă. Practic n-am făcut decât să iau niște poze de pe net, să le pun pe niște slide-uri. Pentru că am venit să vorbesc aici despre un concept care nu e niciun fel nou și e foarte interesant pentru că lumea trece prin impresia că e nou. Respectiv, ceva ce se numește social capital, dar pe care se numește capital social, ceea ce te încurcă puțin în prezentare, pentru că are reprezentat ceva care ține de sau și fel rău și nu vrem asta. În consecință, o să repet de foarte multe ori social capital și o să vă explic în termenii ăștia, pentru că un capital social nu o să fie neapărat foarte interesant. Poate, uite, astăzi prezentarea de vreo 10 slide-uri despre ce înseamnă social capital și de ce este el important în ziua de astăzi, cu câteva exemple, cu câteva instrumente de monitorizare, cu metodologii de măsurare și, până la urmă, de ce să-l folosim și unde să-l folosim. Hei! Și am zis să fac așa o introducere direct în subiect și să vă spun că conform unei dintre cele mai cunoscute tururi de măsurare a capitalului social, a social capital pe net, respectiv crowd, eu sunt 64. Respectiv, e bine, sunt ok. Dacă mă compar cu oameni destul de importanți, sunt conform rankingului crowd peste average. Average-ul e undeva la 40. Ne ascultăm cum eu am văzut asta. Și îmi place, este e bun la numele ăsta, că am fost și la noi. Ce minun! Foarte dar, dar pe mine nu vrează puțină. Deci dacă am putea să închine, aș fi senzațional. Deci cum vă ziceam, eu sunt în 64. E foarte interesant pentru fiecare. Scuze-mă un pic, te rog, Matana. Eu nu ție de la voi, de la plasmă? Că vei de la tine? Cineva ne pruiază. Era sugestia la Alex Player, deci am bunea la Alex Player. Așa, deci cum ziceam, ascultând pe Jimmy Wood, pe care, băi, eu l-am verificat, eu în invitiștii mei, e la 34, e 3. Nu are niciun fel de social cloud. Eu sunt, în ciuda faptului că nu sunt conectat, nu mai sunt conectată pe Twitter neapărat, sunt un om care șerește mai mult pe Facebook, nu stau prost. De exemplu, după tăticul internetului în România, respectiv online, din Paia, 5-5. Ha! Am făcut. Nu ne explic cum am făcut asta, pentru că sunt un om care sunt complet dezinteresat de a strânge social relevance, dar o să vedeți mai încolo că social relevance ăsta e o chestie care te urmărește. Asta este dintr-un articol de pe care am citit în Wired și care e foarte tare. Mai doar, nu citiți Wired, vă rog, nu citiți Wired, e cea mai tare revistă din lume, după Biz. Asta este dintr-un articol despre cloud, pentru că cloud se pare că este dintre aceste servicii monitorizarea social capital unul dintre cel mai cunoscute. Și în ăsta erau și niște poze foarte simpatice, respectiv ăsta care spune că my crowd score este 86, respectiv unul vine decât mine, am 1 milion și ceva de prieteni și you better treat me right. Cu alte cuvinte, ce sugerează poza asta este că s-ar putea ca într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, social capital să fie de fapt un lucru pe care chiar poți să-l folosești ca să câștigi chestii, ca să câștigi avantaj. Ce mi se pare foarte interesant este că lucrul ăsta se întâmplă practic în momentul ăsta, respectiv există o firmă care vinde luxury goods, care se numește Guild Group, care îți dă reduceri dacă ai social capital măsurat de cloud foarte mare. Dacă ai peste 80 social capital, poți să ai reducere până la 50% la ce au ei de vândut. Nu dau seama exact ca fiind un lucru bun. Și vă explic un pic mai încolo de ce, dar să luăm așa puțin istorie. Chestia asta cu social capital nu e o descoperire de acum. Știu că toată lumea zice, Doamne, digital marketing nu se mai termină. În fiecare conferință în care venim, mai aflăm ceva și ne-am săturat să aflăm de aceste lucruri. N-are nicio legătură. Social capital e o chestie extrem de veche, dar ea a pornit, așa să zicem, ca terminologie și ca inspirație de la acest băiat pe care îl cheamă Cory Doctorow. Cory Doctorow e un băiat foarte deștept. El este editor la boing.net, care e unul dintre cele mai mișto bloguri de tehnologie din lume. Scrie foarte multe cărți de site-uri inspirate din social networking și social media și are o carte care se numește
Down and Out in the Magic Kingdom, scris în 2003, care povestește despre o lume o, absolut utopică în care oamenii nu au nevoie de bani pentru că ei obțin ce au nevoie pe baza unei chestii care se numește Woofy. Woofy este un fel de aură de lucruri bune pe care oamenii ăștia le fac și care îi urmărește peste tot. Și în funcție de cât de mare e aura asta, tu poți să-ți cumperi lucruri sau să primești chestii. Poate uite, dacă tu ești un om care ești cunoscut pentru că faci lucruri foarte mișto într-o zonă, poți să te duci foarte liniștit cu aura ta de om cunoscut care face lucruri mișto într-o zonă și să primești lucruri. Era făcut la Sfința Cetrămani foarte simpatic, e foarte simpatic în 2003. Ce s-a întâmplat și a fost foarte simpatic a fost că în 2006, parcă, în 2006 cineva a zis, băi, dar ce bună idee a avut colegul Dr. Rostea, ia să facem un Woofy Bank. Și dacă căutați acum pe net, o să găsiți, există www.woofybank.com. WoofyBank.com este o formă incipientă de social capital measurement. Respectiv, dacă vroiai, te dai să înscrii aici la Woofy Bank și să îi lași pe ei să măsoare diverse activități pe care le făceai tu pe net și să câștigi Woofy Capital. Woofy Capital, până la urmă, urma, într-un fel sau altul, să se transforme în bunuri pe care îl primeai, tot felul de perks and benefits. Din nefericire, Woofy Bank a dat faliment. E trist, pe vremea aia, din motive foarte simple, pentru că nu existau algoritme de măsurare atât de bune încât Woofy Bank să continue. Dar e bine de știut că nu vorbim de social capital acum, din 2010, când 2012, când a început nebunia cu networking și cu social media. Acum, că eu când m-am uitat la titlul prezentării mele, am zis, băi, eu am dat titlul ăsta, că nu e foarte neclarativ, eu l-am dat așa. Pentru că influența digitală și social capital, în teorie, ar trebui să fie cam același lucru. Și atunci m-am gândit, ok, hai să vedem dacă sap adânc, dacă găsesc o diferență între social capital și social influence. În primul rând că e foarte important să ne dăm seama ce înseamnă social capital și sau social influence, înainte ne dăm seama care sunt diferențele. Social capital înseamnă abilitatea unor persoane de a strânge un număr suficient de oameni care îi ascultă și care urmează, astfel încât să poată să miște curente de opinie cu ajutorul acestor oameni. Poate din minte... Che Guevara, dacă ar fi avut un cont pe Facebook, ar fi fost un om cu 100%, cu 100 scor de social capital. Pentru că Che Guevara este un om care a reușit să convingă foarte mulți oameni despre teorie și oamenii ăștia au făcut foarte multe lucruri în numele acestei teorii. Acum, care este diferența? Diferența este că în momentul de față, când vorbim de social capital, evident social, particula social vine de la social media și vorbim de influență și autoritate în rețelele socializare și în comunități online. Care este diferența între social capital și social influence? Singurul lucru pe care am reușit să mi-l dau seama este următor. Social capital este o chestie pasivă, pe când social influence este o chestie activă. Cu alte cuvinte, poți să ai social capital, dar nu să ai niciun fel de social influence. De exemplu, și serios acum, nu mi-e deloc rușine să zic asta, eu sunt un om care am destul de mare social capital, dar foarte puține social influence. Respectiv, dacă eu citesc cărți, vorbesc despre marketing, oamenii au tendința să citească ce scriu eu. Dar dacă eu spun oamenilor, bă, mâine veniți toți la universitate pentru că trebuie să protestăm împotriva unei legi, nu o să vină. Pentru că eu am social capital, dar nu am social influence. Respectiv, oamenii cred că sunt autentică și relevantă într-un domeniu, însă nu cred că ar trebui să facă ce le spun eu. Asta e diferența între social capital și social influence. Cum funcționează? Metodologia e foarte simplă. Există un influencer, și asta trebuie să știți dacă lucrați în marketing, că se vorbește foarte mult de chestia asta acum. Există acest influencer care, într-un fel sau altul, prin anumiți marker, respectiv reach, resonance, relevance, pe care o să discutăm un pic mai acolo, reușește să convingă un număr suficient de mare de oameni că este un specialist în domeniu și că merită ascultat. Și atunci, de ce este important? Pentru că dacă omul ăsta se hotărăște să îndorseze anumite branduri, cei care îl urmăresc, în teorie, îl cred că brandurile alea sunt ok. Algoritmul e foarte complicat. Nu știm de pe vremea când lucram în marketing normal și știam de ce se numea word of mouth. Respectiv, întotdeauna exista un om pe care îl credea în legătură cu ceva. Știți ce voi? Că și voi aveți acasă un nene pe care tot timpul întrebați dacă se strică ceva. Băi, s-a stricat ceva în baie. Pe cine se întreabă? Unchiul Georgica. El întotdeauna știe de ceva în baie? Sau, dacă vrei să faci un anumit tip de mâncare, există o mătușă sau o bunică care întotdeauna știe mai bine cum se face. Cam asta e și sentimentul aici.
Care e diferența? Diferența este, unul, că cercul e mult mai mare, mult mai mare decât era pe vremuri. Respectiv, oamenii ăștia, pentru că s-a democratizat cumva propagarea de conținut, reușesc să influențeze mai mulți oameni și este un pic mai măsurabil, vă arăt cum. De ce e relevant? Pentru că, acum nu știu dacă ați observat, dar influencer marketing e un buzzword în România. Frate, facem mai influencer marketing de nu mai putem. Toată ziua este bun, dar cine sunt influencer? Cine sunt opinion leaderi, dar am inventat opinion leaderi? E foarte important. E foarte important care văd, dar trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. Astea sunt câteva dintre aplicațiile care măsoară social capital, social influence, ce vreți voi. Cel mai cunoscut e Cloud. Cloud e cel mai cunoscut pentru că e și cel mai simplu. Dar celălalt, de exemplu Radiant 6, e unul plătit și probabil cel mai bun. Eu l-am pus micuț acolo, că nu trebuie să ne permită. Mai există Peer Index, Cred, Prosport, o mulțime de alte. Uitați-vă pe ele, fiecare funcționează după algoritmi diferiți. Dar se bazează pe următoarele, să zicem, terminologii. Ele măsoară semnale, signals, între 200 și 400. Cloud se laudă că este cel mai relevant, măsoară 400 de semnale. Ce înseamnă semnale? Înseamnă că, în mod evident, întrebarea e, cum măsori influența? Eu am avut o discuție foarte tare cu un CEO unei companii foarte importante în România, care încercam să-i explic că e foarte important să aibă o discuție și să țină o legătură, să facă blogger outreach. Și el mi-a zis, bă, dar ăștia chiar sunt importanți? Și eu am zis, da, sunt importanți. Și el a zis, bă, fii atent, eu am terminat matematică. Dacă îmi demonstrez matematic că ăștia sunt importanți, te cred. În momentul în care eu care n-am terminat matematică, am terminat limbi și literaturi străine și am tendința să cred în lucruri mai inefabile, așa, respectiv, ai un sentiment. Știți că aveți un sentiment? Doar un sentiment că ăștia sunt importanți. Ai sentimentul ăsta? N-am știut ce să zic. Cu genul ăsta de sisteme de măsurare, nu trebuie să mai aveți sentimente. Și măsoară semnale. Ce sunt semnale? Semnale sunt destul de simple, chestii sunt de simple, nu toate sunt vizibile, că știți cum e cu algoritmele, e bine să le ții ascunse ca să nu se refere cineva să facă o bluză cu tatăl. Semnale se referă la prezența ta în câte rețele de socializare. 2. Număr de follower. 3. Număr de postări. Tematica postării. Cadența postărilor. Numărul de share, like-uri sau plus-unuri sau ce vreți voi la toate aceste postări. Lucruri care țin de cât de mult este răspândit mesajul tău într-o comunitate. La ce se mai uită ei? Se mai uită la durata influenței. Acum, din nou, o întrebare foarte coerentă. Bă, dar influența asta în cât timp se face? Adică dacă eu vin astăzi și scriu un articol pe care șeruiește toată lumea, mâine deja sunt un influencer, sunt un om important, trebuie să mă ia lumea, să mă face lumea în seamă. Oamenii de la Cloud, care par a fi totuși cei mai activi pe partea asta, au stabilit că, și aici e foarte important dacă trebuie în vedere, time frame-ul de măsurare a relevanței, influenței și rezonanței unui mesaj este de 90 de zile. 90 de zile. Cu alte cuvinte, atunci când faceți influență marketing, gândiți-vă că dacă așteptați rezultate în instante, respectiv peste 2-3 săptămâni, nici un software care algoritmii măsoare ce vreți voi să aflați, nu o să reușească să vă arate măsurătorul. Pentru că ei consideră că mai puțin de 20 de zile este absolut irrelevant. Ce mai măsoară în ultima vreme și mi-a părut interesant este care sunt momentele de rezonanță absolută, respectiv care sunt momentele în care s-a făcut, știu cum să spun, s-a făcut chimia aia. Știți când vă uitați la un băiat și sau o fată, sau la ce vă place? Vă uitați și aveți așa un moment... Da, trebuie să fim politică de care. Vă uitați și aveți așa un moment de... Da. E, alea sunt momentele pe care și oamenii ăștia le măsoară, făcând din nou o combinație absolut, un cocktail absolut fascinant de aceste semnale și dacă vă uitați, de exemplu, trebuie să ajung la sfârșitul prezentării. E foarte trist. La mine, momentul cu cea mai mare rezonanță în ultimele 90 de zile este când eu am dat poza asta care spunea, practic, că știți că Disney a cumpărat Lucasfilm. Dacă sunteți fan Star Wars, acum aș trebui să faceți dar e trist, e trist. Și e această poză, dacă nu știți ce înseamnă, e și mai trist. Uitați-vă la Star Wars și după aceea uitați-vă la Disney Movies în ultima vreme și uitați-vă la Disney Movies după ce au luat Pixar și să vă dați seama de acolo. Ăsta este momentul meu de relevanță în ultimele 90 de zile. Nu pot zic că sunt foarte încântată. Vă spun doar sinceritate. Eu am crezut întotdeauna că am șeruit lucruri mult mai inteligente decât asta. Pare că nu este chiar așa, tot ce am șeruit în afară de asta era complet irrelevant. Acum, ce mai fac aceste tool-uri de măsurare și mi se pare foarte interesant este că ele nu spun că măsoară influența. Și aici este un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere înainte să vă lăsați seduși de chestia asta.
Ei spun că măsoară potențialul de influență. Și aici este cea mai mare întrebare. Pentru că una este să poți influența pe cineva și alta este ca omul ăla să și facă ceva după ce l-a influențat. De fapt, aici este secretul influencer marketing, că te întreb ce vrei să obții de la acești influenceri. Dacă tu vrei de la acești influenceri să obții rezultate tangibile, respectiv să duci la mine, Bogdana, să spui, bă, tu ai zis că promovezi cartea asta la tine pe blog și două săptămâni de zi, nimeni a cumpărat la cartea. El are un point. CEO-ul la matematică avea un point, îmi spunea, bă, dar ăștia au fost importanță, e chiar contează ce spune ei. Aceste tool-uri de măsurare, exact asta spun, că ei nu pot să măsoare activitatea reală care vine în urma acestei acțiuni de influență. Nu au cum să măsoare, nu se știe niciodată, nimeni nu poate să garanteze că influența duce la acțiune. Un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Dar ele ce măsoară și cumva ce recomandă ca fiind mixul perfect al unui influencer este acest triunghi pe care l-a inventat un băiat pe care cheamă Brian Solis, care lucrează la The Ultimate Group, care niște, păi, deștepți, fac o sură de research. De ce mai multe ori fac research de felul ăsta? Credeați că e așa? Ei, v-ați înșelat. O să vedeți, dacă vă uitați pe The Ultimate Group, sunt foarte tari, într-un ar trebui să contrazică ceea ce crede industria marketing și de foarte multe ori pe ei. Ei spun că această chestie care se numește influence factor și capital se bazează pe trei lucruri, respectiv. Reach, relevance și resonance. Și sunt puse aleator așa, însă trebuie să se schimbe. Adică relevance e cea mai importantă pentru că e sus. Ce contează, cu alte cuvinte, este ca un om ca să fie influencer sau, nu știu, o entitate ca să câștige social capital trebuie să aibă următoarele aceste trei, respectiv să fie relevantă pentru un grup suficient de mare de oameni, în cazul nostru, pentru consumatorii noștri. Și atunci, repet ce am spus de 100 de milioane de ori, înțeleg că pentru toată lumea sunt relevanți câinii și pisicuțele și copilași care zâmbesc, dar nu sunt relevanți pentru consumatorii voștri. Nu mai șeruiți pe social networks, poze cu câini, vă rog, decât dacă vindeți câini. E foarte simplu. Relevanța e importantă și vă demonstrez cu cifre. Reach. Băi, e important să fii influencer, dar e important să fii influencer la mai mult de 5 persoane. Așa, eu sunt foarte mare influencer în familia mea. Când spune ceva, mama și tata-i mea, mai ales când e vorba tehnologie, nu mai cumpără nimic, niciun. E foarte interesant totuși că nu mai cumpără nici chestiuni de astea, gen aragaz sau frigider, fără să mă întreb pe mine. Nu cred că are legătură neapărat cu ce fac eu. Și trei, resonance. Resonance înseamnă că modul în care este pus modul în care este transmis acest mesaj creează exact cum am spus, momentul ăsta de așa este, așa este. Eu, de exemplu, și vă dau un exemplu. Ocazia asta sper că odată și odată să mă cheme și oamenii de la, și pe mine oamenii de la H&M o lansare. Ieri am fost în Băneasa și m-am uitat la colecția, știu, m-am uitat la colecția H&M Maison Martin Margiela. Sunt niște haine excepționale, dar foarte ciudate. Pare foarte rău, trebuie să spun. Eu sunt îmbrăcată în capul în picioare în H&M, dar hainele alea, băi, nu sunt portabile din om normal. Și a fost foarte interesant, pentru că eu am zis, toată lumea vorbește despre ele, toată e foarte așteptată colecția, zic să dau chestia asta, mi se pare foarte ciudată. Hai să dau. Și a fost un moment de rezonanță excepțional, pentru că foarte mulți oameni credeau că sunt ciudate. Respectiv, unii mi-au zis, Doamne, a fost un comentariu senzațional de la domnișoară care a zis, e ultima oară când mai încerc o jachetă fără sub braț. Pentru că așa este, hainele sunt ciudate. Eu am avut un moment de rezonanță. Pentru de ce? Pentru că am avut un moment de autenticitate. Respectiv, am zis, bă, așa este, pe bune, sunt foarte ciudate. Am auzit din cabina de lângă mine o domnișoară care discuția era senzațională, care zicea, mă scuzați, asta cum se poate? Și doamna de la zicea, nu știu nici, o să știu, nu scrie pe tablou ăla. Și asta zicea, bă, dar scrie accesorii, dar mine care ce parte trebuie. Deci, moment de rezonanță. De ce funcționează lucrurile astea? Vă arăt. Deci, fiți atenți. Eu, Bogdana Bunar, nici măcar nu mai am cont de Twitter. Nu mai am cont de Twitter, am avut niște. Nu am cont de Twitter. Am social capital pe cloud de 64. Îmi pare rău, știu că iubim cu toții, dar eu am social capital mai mare decât chinezul. De ce am social capital mai mare decât chinezul? Vă explic exact de ce. Pentru că, deși el, nu știu dacă voi urmăresc pe chinezul, dar vă zic eu, chinezul dă sute de tweet-uri pe zi, toată ziua, toate. Vă spun de ce. Dintr-un mod foarte simplu. Pentru că algoritmele pe care îi folosesc acești roboți care măsoară, și aici e cuvântul cheie roboți, că nu sunt niște oameni care zic, stai mă, totuși chinezul, dacă spune chinezul, hai să ne strângem toți blogării din Bacău, o să se strângă. El are principial influența mai mare pe mine, dar conform acest robot nu are dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că eu am învățat următoarele reguli.
update-urile, postările și toate lucrurile se dau cu oarecare cadență, respectiv le dai repetitiv, fără sincope. Prima regulă. A doua regulă. O singură tematică. Nu vorbesc despre tot. Pentru că e foarte puțin probabil ca un om să se priceapă la orice. Sincer, asta mă îngrijorează foarte mult și la politicieni din ziua de astăzi, că poți să fii ministrul muncii și ministrul sănătății în același timp. Adică nu trebuie să ai nicio specializare. Iată că roboții de la aceste tururi de social news, chiar te measurement, îmi dau dreptate, că să ai o tematică specială. Trebuie să știi cu cine te împrietenești, respectiv să ai de grijă ca liquid-urile care ți se dau să fie de la oameni care sunt importanți și trebuie să ai o atitudine pozitivă. Vreți să mai spun pe ce am căutat? Nu vreau mai spun, dar puteți să vă numiți. Am căutat unul care nu are o atitudine pozitivă. El nici măcar nu are cont de cald, pentru că și aștept pentru că știe că nu are cald. Dar nu contează. Închei cu câteva întrebări. Pe ce mă cred? Ca să nu ai cont de cald, trebuie să ți-l ștergi cu bună știință. Păi doi, dacă aveți Twitter, aveți cloud. Twitter se conectează automat, o parteneria cu cloud și se conectează automat cu cloud. Deci, în acest moment știți că aveți un scor. Dacă vreți să nu știți care e scorul vostru și vă e frică că nu o să vă angajeze, cum s-a întâmplat un eu din Statele Unite pentru că avea cloud de 32, faceți ceva sau ștergeți acum scorul. Vă las cu două întrebări. Una, e foarte important să vă dați seama că influența nu înseamnă întotdeauna acțiune. Deci faptul că voi aveți influențării de partea voastră nu înseamnă că oamenii pe care aceștia îi mișcă, că e un cuvânt foarte frumos în engleză, sway, nu înseamnă că ăștia vor face ceva. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să fiți foarte atenți atunci când măsurați social capital care sunt așteptările voastre. Și doi, atâta vreme cât eu, care știu că nu am atâta influență de tare chineză, am totuși un cloud score mai mare decât el, nu cumva eu sunt un om care știu să work the system? Nu cumva am învățat niște reguli care mă lasă să am un social capital mai mare decât de fapt merit? Și atunci nu ar trebui să le luăm cu un grăunte de sare? Întotdeauna sunt întrebări la care trebuie să vă răspundeți înainte să vă aruncați așa și să ziceți, oh, sfârșitul lumii, nu am social capital de 50, nu mai dau nimic să prea acasă. Sunt două întrebări foarte importante. Vă recomand din toată inima să citiți articolul ăsta pe care l-au scris băieții de la Wired despre cloud, care se termină cu niște cuvinte foarte frumoase de la unul care a scris acest articol și care spune așa, că ieri s-au uitat la toți cei care aveau cloud de 80, de 142, știți cine are cloud de 100? Justin Bieber. Știți cine are cloud sub Justin Bieber? Obama, frate! Adică, na, toată lumea zice, acum e posibil, frate, liderul lumii libere și el are cloud de 98. Ce? Jos, cloud. Oamenii de la Wired spun o chestie foarte interesantă. Uitați-vă la oamenii care nu au cloud și să vedeți că acolo sunt lucrurile cele mai interesante. Deci, citiți articolul ăsta, ascultați doar Wired Cloud și să găsiți articolul ăsta. Eu vă mulțumesc foarte mult, dar aveți întrebări acum sau după? Doar o întrebare. Mă avem timp la asta. Doamne, nu m-am mulțumit. Mersi frumos. Bună. Eu tocmai mi-am instalat cloud-ul pe tine, nu zic scorul, că tocmai ai spus că n-am fi 26, deci ceea ce treci. Jos, dar întrebarea mea e alta. Nu o să te primească H&M la prezentare. Întrebarea mea e alta. Mă uitam acum că sunt doar anumite rețele sociale care le iau în calcul. De exemplu, Pinterest-ul nu le iau în calcul sau alte. De ce se întâmplă lucrul ăsta sau care e câte? Lucrul ăsta se întâmplă foarte simplu, pentru că sunt rețele care nu permit boților cloud să citească. Deci ei am început cu un parteneriat cu Twitter, de aceea lumea care are Twitter are în momentul ăsta un cloud score. Dacă vreți, puteți să mai adăugați în momentul de față, mi se pare Facebook, Google Plus, Flickr, mai sunt câteva conturi pe care pot să adăugați, dar în funcție de cum își stabilește și parteneriatul. Sunt anumite rețele care nu lasă să citească internet. Deci, dacă vreți să faceți ca mine și work the system, știți în care conturi să puneți cadență, pozitivați. Dacă ne gradăm în timp, mai luăm întrebări. Cine are întrebări cu da sau nu? Zica. Recomandați să ne luăm după artisticii de... Asta nu e o întrebare cu da sau nu? Da sau? Pentru că aveți un scor foarte mare în cloud. Da. Deci recomandați să ne luăm după ce... Da. Dar nu e o întrebare cu da sau nu? Iar, cât are voie? Vezi, nu e ușor.
zilele vizei eu și-o vreau. Hai că nici nu pare. Iulian Pădrariu, din nou a venit.